Da, revin cu partea a doua legată de anumite idei despre Asperger. Eu o să vă spun o întâmplare reală, foarte reală. Oamenii din jurul meu, din locația pe care o să vedeți acum, de care mă vedeți acum, însă probabil că clipurile o să le postez într-o altă dată. Cum v-am spus, poate că voi neurotipică vă faceți șicane, vă faceți tot felul de chestii, știți? Și oamenii își pun problema, bă, poate nu mă acceptă aici sau ceva de genul ăsta. Adică cel mai trist este că voi vorbiți cu autiștii ca și cum am fi retați cognitiv. Nouă, dacă ne spui în glumă, ieși afară, noi nu știm dacă glumești sau e serios. Noi ne luăm hainele și plecăm. Până cineva nu ne spune asta, noi nu înțelegem, că noi nu pricepem nici apropourile pe care le faceți voi. Dacă nu sunt construcții verbale pe care noi să le putem înțelege și care cognitivul nostru să se poate conecta cu cognitivul vostru, gesturile pe care voi le faceți și canele pe care voi le faceți în jurul unei astfel de persoane autiste, persoana respectivă consideră că voi așa sunteți. Ea nu înțelege că nu este binevenită până nu îi se spune. La fel cum și dacă ea este binevenită, nu faceți glume de genul: lasă-mă, ridică-te și pleacă. Get the hell out of here. Hai mă, lasă-mă, te rog. Pentru că noi o să schimbăm subiectul ăla. Să ce ori zici și să ne vedem de drum. Cel mai frumos este că noi nu și mai vorbim după aia. Aia e marea tristețe. Că noi chiar înțelegem. Și să evităm pe cât posibil contactul cu a persoana care ne-a spus chestia respectivă. Foarte mulți dintre oameni ne tratează într-un fel urât, ne scot din viața lor, după care revin. Și au pretenția ca noi autiștii să-i credem când spune: mă, că am glumit, știi, am vrut să văd ce faci, am vrut să văd dacă chiar pleci. Uitați-vă la fața mea. Nu se citește subtitrarea pe față? Nene, eu când te scot afară ca autistă, eu nu vreau să crezi că poți să intri pe ușa din dos. Că noi nu... Noi nu înțelegem. Care-i rostul acestor scene? Noi nu le avem. Mai sunt unii oameni care tratează autiștii fără să știe că sunt autiști în acest fel și se așteaptă ca următoarea dată, în niște feluri respingătoare, și se așteaptă ca următoarea dată când noi ne întâlnim cu ei să ne comportăm ca și cum nici nu au avut scenele la loc. Bă, nene, eu când fac o scenă, când fac panoramă, aia e panorama definitivă. Okay, la mine nu mai există să-ți vorbesc frumos după panoramă. Eu n-am nici părere de rău. Înseamnă că mi-ai atins o limită. Am ars poduri, am ars... Asta înseamnă burning bridges closure.
De la autiști să te aștepți la chestia asta, tu pe autiști să iei în serios când te scoată afară din viața lor. Nu credeți, ia mă, vino, du-mă, întoarce-mă, că noi n-avem așa ceva. La noi nu există așa ceva. Dacă cineva vă spune despre o persoană autistă că face asta, minte. Minte rău. Noi când am scos un om afară, e scos afară. Dacă, de exemplu, online, îi simt mirosul vreunuia care l-am scos cândva afară, nu mai vorbește cu mine. Eu nu sunt genul, dar hai să te mai folosesc puțin, dar hai să mai facem și nu știu ce, cum faceți unii neurotipică. Că există iertare, că există... Nu există. Iar Asperger sunt cei mai culți oameni întâlniți vreodată din punct de vedere al afectivului. În momentul în care ți-au închis ușa în nas și nu, ei chiar nu se așteaptă ca tu să mai contactezi vreodată pe acel om. O să-ți blocheze numărul de telefon. Eventual, dacă a fost rănit, l-ai rănit, i-ai făcut ceva, o răutate mentală, i-ai făcut ceva, i-ai atacat una din business-urile lui, i-ai făcut ceva rău, fizic, efectiv, sau din punct de vedere al business-ului, un aspenger ia atitudine și revine și îți toarnă toată tolba. Adică se trece la amenințare, la rahaturi, la bătăi, la dale, așa, știți? Că noi nu avem limite la așa ceva, ca să ne facem cunoscuți, să ne facem auziți. Nu la bătăi crunte din alea cu omor, nu? Ceva după tot se întâmplă. Îți face harcea parcea emoțională. Pentru că în momentul în care noi decidem să facem harcea parcea emoțională, închidem totalmente emoționalul și suntem psihopați, din punct de vedere emoțional. Nu cognitiv. Ne lăsăm cognitivul deschis. Ești mâncat. Au și psihologii și terapeuții ce să facă. Și asta pentru că nu știu să respectați. Femeie, nu știu să respectați cuvântul unui om și multe altele. Iar autiștii nici ei nu prea se exprimă și nu sunt crezuți în marea majoritate a situațiilor. Una din cele mai mari probleme este că lumea chiar crede că noi glumim sau că exagerăm. Nu se poate să existe oameni așa. Neștiind ce înseamnă sensibilitatea extrasenzorială și extrasenzorială, neștiind, iau impresia că nu exagerăm. La fel cum exagerăm și dacă ne atingi, sunt unii bărbați care au Asperger, lor le place să li se pună mâna. Ei pun tot timpul mâna. Acum depinde de IQ-ul lor și de afectivitatea lor și de gradul lor de afectivitate, pentru că eu nu neg că există persoane autiste care sunt afective. La fel cum există și persoanele cu sindromul Down, care sunt niște persoane foarte afective. Dar persoanele care au Asperger cu un IQ foarte mare cognitiv nu doresc să fie atinse. Și gesturile voastre, de exemplu, eu acum o să vă povestesc, mă duc să intru o zi în Oșan să cumpăr 3 lule 3 sucele ca să vedeți cât de tare m-a dezechilibrat gestul bărbaților și m-am dus nemachiată. Și eram doar cu ochelarii cei fumurii. Făcusem baie, probabil că miroseam frumos, nu e că eu când fac baie fac tot felul de chiclazuri, că noi avem niște obsesii, mai ales dacă avem obsesii compulsive disorder.
unii dintre noi, avem niște obsesii și probabil că miroseam, cine știe cum. Bă, dacă nu s-a ținut o persoană de origine arabă de mine, să-i dau numărul de telefon. Până la urmă a reușit să-l convinc doar să-mi dea el mie numărul de telefon, dar să-i trimit un mesaj atunci. Da, el vrea să meargă afară. Nu vrea să meargă în încăpere. Nu, el vrea doar să meargă afară la o cafea. Trist era pentru că el vorbea doar franceză, iar în momentul în care eu sunt o persoană din spectrul autismului, este inoportunată și este forțată o socializare, e posibil ca în momentul respectiv să-i dea cu eroare, că noi avem niște conexiuni lipsă în creier, care nu lipsă, se blochează, să ne înțelegem, nu știu cum să văd, amorțesc conexiunile respective. Și știa doar franceză și până la urmă am încercat să ne ajutăm cu Google Translate și cu un program prin care ajutam să facă traducere. Și omul respectiv, la un moment dat, în conversația pe care noi am avut-o, a încercat să pună mâna pe mâna mea. În alte momente, când nu aș fi fost suficient de educată, probabil că aș fi făcut o scenă. Când sunt luată prin surprindere, mai ales de oamenii cu care m-am obișnuit să nu se pună mâna pe mine și să mi se respecte spațiu, eu nu fac o scenă. Dar dacă apare chestia respectivă, s-ar putea să fac o scenă. Dacă eu omul respectiv i-am spus că sunt autistă. Oamenii ar trebui să știe că nu ar trebui să facă asta, să te protejeze, nu să o facă din răutate, gesturile astea urâte. Muzică la maxim, conversații cu țipete și urlete, cu glume, fără ca eu să înțeleg. Bun. Ce anume dorește de la mine? Într-un alt moment, probabil că aș fi făcut o scenă. La un om pe stradă, pe care nu abia îl cunosc, nu. Deși eu i-am spus că sunt autistă, foarte mulți bărbați, ei nu prea procesează. Că e pus să sperie astfel de oameni. E un noroc, eu cu mine v-am spus că în timp m-am obișnuit. Îi spun unui om când nu-mi doresc ceva, te rog frumos să nu mai pui mâna pe mine, te rog frumos să nu mai faci gestul ăsta, te rog frumos să nu mai faci gestul ăsta, la altă, te rog frumos să nu mai faci gestul ăsta, Xulescu. Dacă se repetă, atunci apare Aspergerul când încep să ameninți, scot bestia din mine, că dacă e adormită, și eu sperii lumea. Deci n-ai văzut ce. Deci știți filmele alea unde sunt cu interogatorii? Așa sunt eu. Alea urâtă, rău de tot. Verbal, ești mâncat. Din păcate. Deci cam asta este pentru moment. Și cum ziceam aici, mi s-au făcut o felă de șicane în speranța că eu o să înțeleg, pentru că probabil că neurodivergenții, probabil că neurotypical, adică așa comunică, mie trebuie să-mi spui. Cu care mă ridic și chiar plec. Adică, mie trebuie să-mi spui de două ori. Știi? Să-ți bați joc de mine este, pentru mine, având experiența cu neurotypical, mi-am dat seama că neurotypical își bat joc oricum unii de alții. Am observat asta. Stau la masă și discutați pe unul, după care vă ridicați să ridică unul de la masă dintre voi și îl vorbiți pe la care s-a ridicat. Adică, pentru mine, aceste comportamente sunt comportamente de acceptare. Așa le-am pus eu în tolba mea.
Când eu vă iau, vă iau așa, neurotipică sunt într-un fel, neurodivergenții sunt într-un alt fel. Dacă tu vrei cu adevărat să scoți pe un neurodivergent din viața ta și în special pe un autist, du-te și spune-i direct. Pentru că noi comportamentul ăsta al vostru, perfid, ipocrit, îl avem în cutia noastră craniană ca fiind un comportament obișnuit al vostru, ca așa tratat și noi ca să ne considerăm că suntem și noi de-ai voștri, să știți că nu ne pasă. Deci, spre deosebire de alții, de neurotypical, lor le pasă. Nu ne pasă. Pentru că noi înșine ne tratăm pe noi și pe restul din punct de vedere emoțional într-un mod cinic. La extreme. Datorită faptului că noi nu înțelegem aceste comportamente, acest fel. Și noi ca să învățăm lecțiile pe care le predăm în viață, le ducem la extrem și lecțiile. Adică noi nu înțelegem. Noi chiar nu înțelegem. Și ceea ce este trist este că lumea crede că noi exagerăm. Noi nu înțelegem. Noi chiar nu înțelegem. Și nu ne crede nimeni. Nu înțelegem insistența, nu înțelegem schimbările astea de mood. Nu înțelegem. Cam atât. Ca de obicei, pentru vorbitorii de limbă română, pentru Moldova, numai de bine, vă duc pe vască. E dezastru aici, se joacă psihicile, de-aia mă vedeți așa, îmi distrage atenția. Iar pentru restul aveți dreptate.